Mi-ar prinde și mie bine niște aparatură din asta. Am un canal de YouTube. Am hotărât să-mi dezvolt pasiunea pentru cântat în special. Eu meditez și vocea și videoclipurile. Și am 15 clipuri. Cred că 30.000 în total. Dar n-am foarte mulți abonați, am aproape 600. Da, oricine poate să-și facă. Poți. Îți faci un cont. Faci un videoclip cu rețeta ta. O postezi. Și le-o distribui prietenilor, care mă vor distribui mai departe, în principiu. Eu am venit cu un scop clar. Am venit în primul rând să-mi promovez canalul, în al doilea rând să-l fac pe tatăl meu mândru și am venit să-i încurajez pe cei care vor să-și deschidă canal de YouTube și nu-și fac curaj. Să încerce la fel cum am încercat și eu. 3, 2, 1... Bună seara, domnișoară! Mă numesc Pala de Teodora, am 16 ani și sunt din Botoșani. Țin să menționez că acesta este primul meu concurs de interpretare vocală. Am cântat până acum pe canalul meu de YouTube, Tover. Dacă veți căuta Tover pe YouTube, voi fi prima variantă. Stefan, pe care... caută Tover pe YouTube. Tover. Și ce ai cântat pe Tover pe YouTube? Cânt muzica pop nouă care apare. Cine te-a susținut să-ți faci canal de YouTube? Te-ai descurcat o singurică? Părinții mei m-au susținut atât financiar, au cât și ei? Moral. Au și ei canal de YouTube? Nu. M-am rugat mult de părinții mei. Am insistat să-mi cumpere un microfon și o placă audio externă și o cameră. Da, e adevărat, dar ai, nu știu, numărul de vizualizări, primești bani de YouTube? E adevărat, însă nu știu care e numărul și eu, momentan, în afară de 2 dolari din 15 videoclipuri, n-am câștigat nimic. E momentul ca fiecare om trebuie să-și facă acest canal de YouTube, pentru că cine știe, dacă și cânti bine, s-ar putea să ai noroc să te descopere cineva o casă puternică de muzică sau lui Beyoncé să-i placă foarte mult vocea ta să te ia la ea în backing. Ce zici? Mi-ar fi bine. Ce cânti pentru astăzi? Mist de la Ella Henderson. Baftă!